avut o vizită simandicoasă. A trecut pe la mine o vrească țestoasă. De fapt, avea un aer atât de serios încât s-a putea să fi fost un broscol țestos. În cădere grădină, frumitare cărunașii și creatrice, se joacă măcar atât de mult încât fructele și legumele din grădină capătă și el o mare libertate și încep să devină la fel de creative ca și ele. Mor de curiozitate până aflu câte toate, dar mă voi lămuri ușor la prima lecție de zbor. Așadar, grădina noastră fermecată are parte de protecția elfilor dreptății. Dar iată că într-o bună dimineață un fapt divers s-a petrecut. Toate frunele coapte tare se lăudau că știu să zboare. Și odată nu sunt 10 care au durea să încerce. Așa încât concursul seamănă cu o săptămână. De un timp nu prea plăcea arpagii cum se purta. Mie una se fandosea și când îl vedeam fura, va fiind mai mărișor, se făcuse vânător. Printre mure și uzici, vână păsările mici. Thank you.